Următorul. Radical din 2 la 3 plus 4 radical din 3 la 2. 324. Plus 4? Da, ori radical. Din? 324. 324. Egal. Radical din? 324. 2 la 3 plus. 2 la 3 lăsăm. Da. Plus 4. 4. 324 se împarte la 4. Deci radical din 4 ori. 4 ori. 81. 9 la 2. 4 ori 9 la 2. 4 ori 9 la 2. 324 trebuia să știi că e pătrat perfect acum. A lui 20 și... Nu va fi 20 și cât trebuie și pe 18. 18. Da. Da? 18. Chiar așa este. Și deci dacă îl puteam vedea deodată, ziceam 4 ori 18. 4 ori 18. Trebuie să-l vedem. Da? Aici vrea să verifici pătratele perfecte. 576 e 24, 324 cu 18. Da. Și egal cu radical din 2 la 3. Plus. Plus. Radical 4 ori 18. Pot să aduc 2 la 3. Așa. 2 la 3 ori. Plus 2 la 3 ori. Am folosit un 2, adică e bine. 9, 3 la 2. Ori 3 la 2. Ce e cam mai departe cu? Radical din 3, 2 la 3, pe lângă. 2 la, radical 1, din 2 la 3, pe lângă. 1 plus 3 la 2. 1 plus 3 la 2, adică plus 9, da? Da. 2, pe lângă. 2, radical din. Radical din. 10. 10, da? 10 ori 2. 10 ori 2. 20. Da. Deci 2 radical din 20. Asta este rezultatul. Aici, de fapt, observăm că sunt 9 de a din 2 la 3 și cum 2 la 3 fac 10 de a din 2 la 3. Și de aceea, în factor comun, tot așa ajută, nu? 10 de a din 2 la 3. Următorul, te rog, pe pădere. Radical din 2 la 4 plus 2. 2 la 4. Radical din 289. Plus 2 radical din 289. Egal cu radical din 2 la 4 plus 2 ori 289. Ori. 289 era 17 ori 17. 17 la 2, 289. Da. Din 2 ori 17 la 2. Radical din 17 la 2, 17, da? Și egal mai departe cum? Pot să scriu am 2. 2 la 4 plus 17 din număr prim. Din număr prim. Da. Nu pot să scriu nimic din faptul că nu. Dar pe 2. Un 2. Un 2, deci, da? Un singur 2. Și radical din 2 pe lângă. Din 2 pe lângă. 2 la 3 da. Plus 17. Deci 2 la 3 plus 17. Și egal mai departe cu radical din 2. Radical din 2 ori. 2 la 3 este 8 plus 17, 26. Ori? 25. 25. 25 este 5 la 2. Da. Și vine 5 pe lângă. Adică de noi. Da. 5 radical de noi. Următorul. Radical din 33 plus 6. Radical din 361. Da, mis. Da. Da, e de acum. Acum așa. Da, da. Da. Pe 33, nu. Trebuie să scoam pe 361. Și 36, da. Da? E 9, lăsați. Da, e 19 la... Așa, deci radical da. Din 33. Radical din 33. Plus 6 ori 19. Plus, da. Și dau mai departe cu... Pe 3, ce asta scot în factor comun, asta este... Așa.
pe 33 pot să scriu ca 30, nu, că dacă vreau să scot ceva, fac în comun, dar... Te rog. 19 e inul prim. Așa. Pe 6 nu pot să scot, doar dacă scriu pe 33 ca 30 ori 3. 30 plus 3. 30 plus 3 nu face nicio afacere, nu, nicio afacere. 3 ori 11. Da. 3 ori 11 plus 6 ori 19. Ce cam mai departe, radical din. Eu scot pe 3 în faptă comună. Așa, da. 3 radical 3 pe lângă. 11 plus da. 2 ori 19. Adică 2, 30... 38. 8. Plus 11, radical din 3 ori 11 cu 49. Care face? 7 la 2, 7 radical din 3. 7 radical din 3. Așa. Deci, frate, merge dacă ne dăm drumul și lucrăm la o lecție, la un ingășitul, la altul, el încep să fie mai dificil, dar dacă am prins șmecheria, știm pătratele perfecte, ne ducem, da? Ne oprim aici când văzut, așa? La revedere, dragilor! Iată și sinteza, aici este sinteza, radical, proprietăți, scoaterea în factor comun, reducea și scoaterea sub radical, deci asta a fost. La revedere! La revedere! Dați like și share, nu uitați, da?